Vreau să spun ceva ce spunea Ciste în anii mei, când mergeam cu el peste tot. Nu, eu nu sunt, în primul și primul rând, nici eu, nici tu nu suntem muzicieni. Dar avem treabă cu biserica, ne interesează, ne place muzica. Nu, no, ia. Ce vreau să spun? Dar Ciste, care nu, cântă la chitară și muzicuță și toate, nu, în fine. Fata lui cântă la orgă, de aia de sintetizator. Bun. Dar el a zis așa, în felul următor. Felix, să știi că dintre toate instrumentele, și el și din Botoșan, știi, din zona lui Jurjac, Eminescu, nu, Alex, mai mulți pe acolo. Nu știu dacă și Alexandru. Nu. Și a zis, dintre toate instrumentele, deci chitară, vioară, orice ar fi, inclusiv astea moderne, sintetizatoare sau chitară electrică, mai știu ce, cel mai complex instrument, zici că era un profesor, nu, dar nu așa, e cel simplu. Cel mai complex instrument este vocea umană. Adică este vocea omului. Bun. Asta zicea el. Știi? Eu acum trebuie să mici un pic de mâna asta și de piciorul stâng, dar mă gândesc la un lucru. Aș putea să bag ceva, știi? Uite, ceva de genul ăsta. Ma, să vedem cum ies. Asta mai... Bun. Deci eu vreau să zic că când aveam pe chitara aia CD la, știi, de am făcut-o praf, aia era o chitară electroacustică, dar care funcționa foarte bine, eram foarte mulțumit de ea, numai că s-auzea cam încet. Dar dacă îi puneam microfon, a fost o prostie. Puteam să o fac să sune, în celălalt corzi, să sune ca saxofonul lui Joe Coltrane. John Coltrane, știi? My Favorite Things, Cousin Mary, Giant Steps, Lazy Bird, Blue Train. No. Și am... Acum am ceva pe Paltin, ceva de genul ăsta.
Dar eu zic altceva. Vreau să zic să-ți faci, deci dacă puteam să fac chitara aia să sune ca un saxofon, să faci vocea umană să sune ca niște tuburi de orgă. Când cânti. Sau rostești. Recit. Citești.